zis lucrul acesta, dar pentru cei de la Elim, poate că e nou și pentru alții. Când am văzut că și ăștia prietenii mei se duc acolo în față și tot în conducere trag. Tot în conducere. Măi, fraților, m-am uitat și eu. Mă, la adunare vin. Când e vorba de colectă, nu uit, nu zic una și fac alta. Caut ce îndemn pe alții să trăiesc și eu. Măi, când e vorba de rugăciune, pun accent pe rugăciune. Am cam slăbit-o un pic așa cu zilele de post, dar mă țeles și în privința aceasta. La volan, strochist, de multe ori zic, Doamne, nu mai pot, trebuie să mă alimentez capul pe volan. Vreau, Doamne, și în privința aceasta, uită-te la mine cât am putut să rezist până la ceasul acesta. Nu mai rezist, Doamne, ajută-mă în continuare. Și când îi văd că vin la amvon sau se ridică din sală și la adunări generale, tot în conducere. Nu-s buni, nu fac, nu aleargă, nu se jerfesc. M-am uitat și eu, ce mi-a mai rămas? Știți ce am zis? Atâta mi-a rămas. Mi-a rămas, de acum mă pun pe rugăciune și ori se rupe hamul, ori scotem carul. Ori se întâmplă ceva, mai până nu mai pot de rugăciune, mă pun pe rugăciune. Dacă e vorba că tot vinovat, ei gata, ce să mă mai apăr, nu mă mai apăr. Vine unul mai duhovnicesc și spune, auzi, după toate astea câte te-o bagiocorit astăzi, ține cont, urmează niște binecuvântări. Fraților, de aici, de la Golgota, de fiecare dată când o să bagiocoriți și o să criticați pe cei din conducere, vă asigur, dacă ei sunt oameni pocăiți, urmează cele mai mari binecuvântări. Nu a existat an în viață să n-am parte de așa binecuvântare ca anul când m-au umilit mai mulți din adunare, că nu-mi chivernisez bine, că m-am împrumutat, că nu știu ce. Bagiocoriți pe cine vreți, că urmează binecuvântări, vă asigur. Când tot ai să lovești în unul și în altul, să știi că Dumnezeu se uită bine și urmează să primească binecuvântări, mărit să fie El. Nu spuneți amin, nu credeți asta. Ei, eu vă spun de fiecare dată când s-a întâmplat și acum mă uit câteodată și vine Duhul lui Dumnezeu și îmi spune acum de curând, și în curând mai ai încă un examen, da, gurița, ține-o închisă. Doresc ca Domnul să binecuvinteze tot comitetul bisericii acesteia. Să vă păsteze Dumnezeu curați, în primul rând. Și apoi rămâneți la cele smerite. Și când Dumnezeu se va uita la lupta și alergarea voastră, Dumnezeu va avea un cuvânt de spus. Fraților, în seara aceasta eu am auzit despre niște cazuri foarte grele. Oameni care sunt bolnavi de cancer. Noi n-avem darul minunilor, dar cel mai mare dar pe care îl poate primi Biserica Golgota este ca Domnul să-i asculte.